Emisiunea Gusturile se discută vă este oferită de vinuri și spumante Maestro, Creator Mall, cel mai mare magazin de mobilă, Fruit to Go, mai multă energie, Floris. Talentați ca Mădălina Catanoi. Salutare și bine ai venit la noi! Salutare și bine v-am găsit! Așa, visul s-a început? Da. În țara mea? Alături de oameni frumoși. El nu mușcă. Bine ai venit la emisiunea noastră pentru bine v-am găsit. Prima dată ești la noi? Frumoși pentru prima dată și îmi place foarte mult. De noi? Da, de voi și de toți. Așa o atmosferă plăcută. Aici frumoasă ești cu floarea asta, așa și costumul. Mulțumesc. Vii din Logănești. Da, Logănești, Raionul Hâncești. Așa, frumos. Ai venit cu mama. Mama te filmează. Te rog frumos. Să o salutăm pe mama. O salutăm.
avem, ea mă ajută mereu oriunde merg. Ești cu mama? Da, ea mă ajută, este cea mai bună prietenă noi mea. O să ne uităm pe contul tău, dacă nu o să bagi filmarea, înseamnă că te certa cu mama și nu mai trăiești separat. Așa, da. Frumos, Madalina, 20 de ani, cânti despre țară, zi-ne cum, uite, o tânără a ales să facă muzică populară, anume. Da, în primul rând vreau să menționez că această melodie, muzica și textul, îi aparțin interpretei de muzică populară, Doina Arsenie, o salut cu mare drag. Frumos. Și îi mulțumesc pentru această melodie frumoasă, care eu chiar mă regăsesc. E că eu, stai și mă întreb, voi ăștia de muzică populară, toți vorbiți așa frumos. Te-ai observat? Adică da, când vin toți liniștiți, cam, voi așa și în viața reală sunteți tot așa, mamă, dă-te rog să mănânc ceva, dacă nu eu am să sufăr toată viața. Ce o să mi se ofilească floarea. O să mi se ofilească floarea, iar intestinele mele trag spre succesul. Și înțelegi că în momentul ăsta tu nu poți să refuzi. Da, exact. Voi toate vorbiți asta de muzică populară, voi toate vorbiți... Trebuie să recunoaștem că nu. Nu tot timpul. Mai vorbim și noi moldovenești, doar suntem moldoveni. Așa, corect. Dar... repede, spune-ne scopul tău în viață. Unde vrei să ajungi tu în general? Uite, ai 20 de ani. Mă, Dorin Galben, mă întreabă, ce contează cu adevărat în viață? Sau ce-ai făcut în viața ta? Nu mai găsești comparație, uite. Mai bine compar cu o insectă, cu o reptilă, da. În primul rând, eu vreau să devin o tânără interpretă, o artistă, peste câțiva ani cunoscută, care să mă recunoască țara noastră, cât și poate să cânt și pe scenele internaționale, cât și naționale. Asta... Dar cu ce orchestră ți-ai dorit de la noi să cânti? Mi-aș dori cu toate orchestrele, să fiu sinceră, mi-aș dori cu câte melodie aparte, pentru că nu pot să aleg. Toate sunt bune, frumoase și chiar mi-aș dori foarte mult. Ce putem să spunem e că nunți ușoare. Nunți ușoare. Până la... Petrecere frumoasă. Da, până la succesul ăla unde zici tu trebuie să... Da, să muncesc. Vrei, nu vrei, ai de trecut prin nunți dintr-un capă de țară în celălalt și încet, prin intermediul și a nostru și a altor posturi de televiziune, să te faci remarcată, să te vadă lumea, să te iubească și să te admire. Mersi mult că ai fost la noi. Te invităm să ne urmăriești. Da, iau să ne mai cânte astăzi. Vedem pe parcurs. Vedem pe parcurs. Poate mai cânti piesa asta încă o dată. Neapărat. Bun. Vă mulțumesc și eu și cât mai multe emisiuni frumoase. Te mult succes. Hai, ca să nu pleci, mă duc să mai aflu niște cuvinte frumos, noi, da, că cum vorbesc ăștia. Ia uite, Anatol, cât de frumoasă eu sunt azi. Dar, și... dar el, în general, a intrat în rolă. Eu mai rar îl vezi pe Anatol într-așa gentleman. Eu astăzi propun să jucăm niște roluri, dacă tot sunt așa în rost. Eu sunt o Barbie și tot sunt Ken. Vrei? Sau... Hai, tu ești Barbie și eu sunt moartea cu coasa. Nu, hai, eu sunt frumoasă și tu bestia. Nu, vrei moartea cu coasa, eu sunt fiu și eu vin la Barbie. El bestia, da? Și îți mai dau 10 minute de trăit. Vrei? Așa chestie. Eu am înțeles. Iulia cumva vrea lăudată, dar expertul a lăudat și la cuvinte frumoase este domnul Checo. Și am lăudat, sunt la început emisiunii și în timpul emisiunii. Deci, dacă arată bine, de ce să o lauzi? Că este politica noastră care este prezent tot timpul cu noi într-un cum ești tu acolo cu vinteză? La minus ce cu limba. Și un om bun. Așa, da. Da. Astăzi cumva emisiunea asta de azi nu o înțeleg. Și aici mă refer la invitații noștri. Eu nu știu cine a inventat duo-ul ăsta, dar ca să înțelegi... Duel? Ca să înțelegi... Asta ca și cum ai mânca pâine cu colțunaș. Sau pâine cu harbuz. Mă refer la invitația ăștia. Eu nu știu ce chimie ai văzut. Nu, pâine cu harbuz mănâncă. Eu nu știu ce chimie ai văzut în ăștia doi și legătură. Și poți să vorbească ei ăștia doi. O să afli. Unul cu altul. Eu știu, o să afli. Spune. Aparent nu au nimic în comun invitații noștri de astăzi. Unul este creator de conținut, mentor, consultant în marketing. Altul un artist. Mă bălbă, e un artist tânăr de care mie mi este foarte dragă, în special muzica pe care o face. Deci, dragi prieteni, Dumitru Dalmazan și Satoshi!
Bună ziua! Uite, așa băieți frumoși, normal că suntem băieți. Salut! Noroc! Hai, înțelege! El nu înțelege ceva, ia, lucuriți-mă! La emisiunea asta, ea v-a chemat. Bună ziua! Ea are nevoie de voi. Și următoarea. O chemat unul care te învață cum să faci bani cu unul care a început să facă bani, știi? Eu cheamam pe ăștia doi și cumva... Și vreau să bă, voi vă cunoașteți unul cu altul sau... Noi lucrăm împreună. La ce lucrați? La ce comun aveți? Deschideți-ne ochii. El mă învață să fac bani, dar eu îi fac. Ei, ce și îi dau lui să mă învețe să fac. Asta e simplu. Dar ce poți să te învețe el pe scenă? Cum să te porți sau ce? Păi uite, intri pe Instagram la Dumitru și vezi acolo numai sunt nu câteva asta. Cursuri. Numai nu asta. Noi, în primul rând, suntem un 2 de la sud. Mână caldă. Ah, voi sunteți Cahul și Sărata. Deci... Când trece pe strada galbenă, Satoșul lasă de evidente că tranzitul. Așa. A, el trage și încolo, lasă și înapoi tot, da? Nu însemn, nu-mi bec. Înțelegi? Așa că, plus, Satoșul este un orator și un artist frumos care scrie texte excepționale. Eu n-am fost la lecția asta. Aici nu o plătim. Trebuie să știți. Asta nu e după scenariu. Asta nu e după scenariu, dar pe lângă scenă el are și o profesie care practic e fundamentul scenei. Hai spune. Din păcate, din păcate pentru voi, noi avem cameră și unde ați stat cât v-am așteptat și noi avem toată discuția unde vă rugați unul pe altul să vă lăudați. Noi avem această discuție. Noi o să dăm în emisiune toată treaba ce ați discutat voi acolo. Acum mergeți aici. Dar. Bun. Acum noi să vă încordăm tare și să vă spunem că aveți grijă că o să fiți concurenți. Da, voi sunteți cumva concurenți. E un battle amical unde doar unul din voi, doar cea mai bună gustare, va intra în posesia premiului. Știți despre ce premiu este vorba? E vorba despre un webinar gratuit. El nu e gratuit. Cântat. Gratuit. Un webinar cântat. E vorba de o tigaie. Tigaie. Acum pe bun. De un loc la o nuntă. Iomski este vorba de o mâncare, de tot am de o tigaie. Mă bucur că voi doi ați hotărât să faceți mâncarea mea preferată. Mai ales aici văd două vinete. Hai că una, încă una, dar două de fiecare. Tu doar nu înțelegi ce ca să înțelegi vânăta, eu singurul produs care nu-l livrează, ăsta e vânăta. Dar știi ce-o scătească? Și uite, și în culmea, când eu adus pe ăștia, care mie nu-mi plac dânsi și încă vânăta, înțelegi? Eu am impresia că o să discutați cu operatorul. Ei sunt cuplu azi, și în tandem. Spune, ce faceți? Mai mult în tandem decât în cuplu. Da. Cum îți poți fi și în tandem și în cuplu? În duie, da. Hai, spuneți ce. Azi am înțeles că facem vineti cu roșii și cu usturoi. Eu cred că să adăugăm niște... Îți dă-l niște să mă înțeleg. Stai, dar la șinii îți ales. Stai, dar te bază de ulei asta. Uite, mie ni se pare că aici ține de... Fantezie. Soacră. Așa, aici am să fiecare cu problema lui. Eu am, tu ai? Nu. N-ai. Anătoare. El are soacre. Eu am avut. Înseamnă că, din câte văd, azi e despre limba soacră. Da. Limba soacră. Spune-te-o. Așa e de lângă Hâncești, da? Eu am înțeles de ce tu ai vrut cu Satoșa. Tu ai vrut să-ți bați joc dânsul la mâncare. S-a dus cineva care, în general, nu știe cum să faci mâncarea asta. Tu ai făcut vreodată asta? Limba soacră? Da. Sigur, în tot ziua. Nu pe bune acum. El cu soacră să namazul. Eu am înțeles de ce ai vrut tu, bă. Tu ai vrut să-l distrugi cineva, să faci spare în fața cuiva. Fiecare trebuie să afirme. Dar el a decis că limba soacră, da? Treci timpul, da? Dar tu ai decis, până la urmă, nu? Nu, că dar iar eu. În general, ce cauți la emisiunea asta? Ce mai fac băieții ăștia? Limba soacrii. Ai pe scurt, cineva s-a bătut joc de băieți. Da, bun. Domnule Chicu, eu nu știu dacă e momentul să le dai sfaturi. Eu nici nu știu dacă e momentul să vorbesc cu dânsii ceva. Eu pot să menționez un lucru foarte important în limba soacrii. Ce este important? Rulouul este din vânătă, da? Cel mai important să fie vânăta nu arsă, nu uscată, ci suculentă și frumoasă. Asta la voi nu astăzi vă iasă. Da. Este gata undeva făcută? Că este gata. Sunt câteva restaurante la noi în Moldova, unde este gata. Da. Unde găsești? Eu pot să vă mai spun așa, că sunt și niște supermarketuri unde tot este gata. Dar la noi nu este nimic gata. Adică la mine, degrabă, fi gata pulpa pentru salată. Dar el nu e gata, degrabă fi gata. Și salata pe care o voi face eu tot trebuie să fie gata, dar încă nu e gata. Adică la voi, într-un fel, trebuie și ceva gata, dar nu sunt sigur că va fi gata. Pietru, ce ai acolo?
Un vin. Eu presupun că mie mă înfloleacă, eu leacă și emoțiile de ce se întâmplă așa aici. Eu cred că Lvova îți va reușească să stricați stereotipul de azi. Important să nu stricați pahare, să nu stricați vesela, dar stereotipul să nu stricați. Și nici dispoziția. Da, sigur. Îți place? Sau să nu stricați dispoziția la oameni. Din când în când, ocazional, da. Dar tu iubești limba asta. Eu? Îți place... Tipul ăsta de mâncare, deci, da. Deci de rudenie. Da? Dumitru, în general, gătește foarte bine. Eu am mâncat din mâna lui. Ai mâncat din mână? Într-o sâmbătă. În față la Mitropolie. Eu zic, lângă Lobi, au văzut-o și pe Iulia. Pe Iulia. La Sărata Galbenă. La Sărata Galbenă. Iulia, Iulia, așa... Acel reportaj, nu... Așa, să înțeleg că azi avem o mâncare tradițională, de climba soacră și un pahar de vin roșu. Un... Cabernet? Toarnă-le în plin. Trebuie să turm nie prin că... Dă-le încăldarea. Am vrut să zic ceva, m-ați întrerupt. Scuze-ne, ai avut o idee pe emisiune? Ceva despre tot, limba soacră. Nu, despre faptul că Dumitru gătește foarte bine. Asta am vrut să zic. Ai văzut? Gata. Ai văzut? Încă înseamnă că asoțână cu el. Nu. Dar să vă zic despre Satoshi. Pe tine te-am văzut prima dată, acum un an și un pic în urmă. Mă rog, te mă iartă. Unde l-ai văzut? A deschis concertul lui Carlos într-un club de noapte. Și te-am văzut atunci prima dată și am zis că băiatul ăsta e super tare. Dar nu m-am gândit. Ce să fie? Ce băiatul ăsta ce? E tare? Băi, e tare. Mie îmi place foarte mult ceea ce și vin... Dacă îți place cel mai și mult. Și vinul ăsta tot e tare, văd că așa. Dacă îți place de el, cântă-ne ceva de la el. Pentru că... Foaie verde, foaie lată, de-mi o șans. Dente rog, o mână calde. Ai văzut? Am zis că e copyright. De parcă eu tras un album de la acum. Nu, măi, eu l-ascult. Și atunci, dar l-am... De atunci a trecut un an și un pic te gândeai că uite o să evoluezi, o evoluezi atât de repede. Dar el nu știa că eu mă uit la el. Tu crezi că eu nu știam, dar eu știam. Incredibil, mă. Și iar mă întrerupt. Luați paharele, nu te... Media planul pe emisiunea asta era de mult pus în concordanță cu Dumitru de un an de zile. Așa că... Cam peste un an noi o să ne întâlnim aici. Mă, că eu nu eram... Ați găsit și emisiunea? Să vă iați limba soacrii. Da. Așa. Hai, hai. Sănătate. Sănătate. Și soacrii. Mulți ani. Plus minus cât se prepară asta? Până la nou ieșim de? Ieșim. Pe 9 decembrie. Măcar pe 9 decembrie. Ce are? 40 minute? 50? Înveți că limba soacrii trebuie de la început măcar până ta s-o tai. Măcar în început frumos. Frumos. Asta deja e problemă. Ea trebuie să se sărată și lăsată pe ceva timp să iasă iuțala din ea. Așa e. După aceea o dai prin făină, da? Normal o călești. După aceea urmează. Ce avem acolo? Maioneză, brânză. Deja, dar începem a completa acest rulou și facem rulou. Durează. Eu mă nu-o pierd destul de zis. Vă trebuie să folosiți ca practic tot maioneză și jumătate de brânză, că nu mai folosim toate vinetele, că vezi că anătul nu mai mănânc azi. Eu până azi le taie, vezi un sac de vinete în plus. Să mă antrenez pe densele măcar de aia. Păi de aceea s-au luat două, pe una te antrenez, pe a doua o gătești. Așa speranță, da, mare. Da. 6-50 la 50. 6 mai puțin 50. Nu, bine, hai, gata, ne-ai dat sfatul, ei n-au înțeles nimic. Toți ne ajută. Baftă, eu pot să vă ajut să terminați emisiunea mai repede. Eu asta pot, tu vrei să mai stai, voi puteți să vă apucați de treabă. Așa. De ce aveți nevoie, noi nu avem. Da. Așa. Luați, faceți ce vreți, eu n-am nici o treabă. N-am nici o treabă cu mâncarea voastră, sincer. Da. Nu mă interesează. Vreau să-ți o scoți. Lasă asta pe seama mea. E prima mâncare din anul ăsta, că nici n-am mâncat la ea. Uite, pe bune vă. S-o las așa. Dar să ieșim de la... Da, ieșit, eu n-ați observ. O spune treabă. Mulțumim. Așa. Hai, cu ce? Cu cine apucăm? Cu ceva ajutoare. Deci avem aici cele necesare. Cuțit. Uite, era una în spinarea lui Chicu. Da, mai luăm de aici.
Eu să înțeleg că tu pe mine mă ajuți. Nu te ajut, eu încerc să-mi găsesc locul. Nu știu, omul ăsta de când sunt eu cu el aici, n-am văzut. Dar de când tu ești cu mine? Are mă a doua emisiune la mine. Păi avem jumătate de an și tot spune a doua emisiune. Suntem la sfârșit de octombrie, Anatol. Gătim ceva cu hârtie, așa? Da, hârtie e pentru voi, apropo. Acolo scenariu. Nu, aici cineva ciordește de la lucru foia pe asta e pentru voi. Câte una, câte e una. E pentru voi. Noi trebuie să facem ce cu rulouri, ca la nuntă. Hai, lămurește. Hai, ce epoca ne-am stat. Nu, voi... El mă e cu vorba. Nu, nu e obligatoriu. Dacă voi aveți o altă interpretare a limbii sau dacă vreți să altfel să ne impresionați, nu o să vă reușească. Da, încercați, faceți ce ai vreți, impresiona? V-am spus. Acasă. Eu am o modalitate, dar nu sunt sigur că se merită. Ba da, de hai, se merită. Dacă iau ceva, se merită. O dată în viață. Nu, nu eu măcar asta. Dar dacă eu n-am nicio modalitate, ce-ți fac? Dacă n-ai nicio modalitate, tu ar putea, ai putea să le pui așa în sus, în picioare. Nu, mulțumesc. Dar fă ce vrei, fă ce vrei, crede-mă că nu interesează pe nimeni cum, cum produci. Eu cred, dar eu nu știu ce să fac. Cuțitul de ce l-ai luat în noi? Că să tai ceva. Apa-ntă mai tai! Tai până se termină! Trebuie să măsori de 7 ori. Astăzi va fi o emisiune foarte ciudată și interesantă. Așa presupun eu, după tot ce se întâmplă și tot ce am auzit eu. Băieții sunt ideal îngătit limba soacrii. Eu mă uit că ei cam n-au idei cum să puși, ce să tai, cum să tai. Nu, e clar că vâna ta trebuie să tai. Dar cum s-o taie și ce să fac mai departe cu ea? Sătoși, trebuie mă ating felii. Trebuie, dar de care felii? Felii, uite de care! Uite un felii! Asta e așa... Aici ne-am și eu leac, ne-am pierdut speranțele când am văzut Dumitru ta așa. Eu de obicei vedem de-a lungul limba soacră, dar de-am el își face. Noi mâncăm astăzi! Eu am... Și veniți mănânci? Eu am o modalitate... Ferească Dumnezeu! De limba soacră. Care provocarea mea să fie că Tolia să aibă, domnul Anatol să aibă posibilitate să zică, băi, eu asta trebuie să gust. E că în viață n-am mâncat vânătă. Adică tu cu webinarul tău nu mai convins, dar cu vânăta crezi că... Eu caut căi. Niciodată nu mi-ai scris, băi Anatol, vino, te rog, să, la webinarul meu. La o vânătă. Eu mi-i de ajuns că urmăresc stories-urile tale. Așa. Vreau să te felicit. Și te inspiri. Vreau să felicit o capacitate extrem de faină să împachetez mesajele standarde într-o abordare creativă. Dar apropo de asta... Oi, vrei medalia, medalia așa, bude o medalia. Pregătește-o. Pregătește-o. Dar apropo de asta, voi toți sunteți cumva creatori de conținut. Eu habar nu am. Ce este asta? Cum să o ambalez, să împachetez, cum o face ea? Nu, e ca să întrebi. Câți urmăritori? Câți? Nu, spune cât eu ca să-ți lămuresc. Sub 8.000. Sub 8.000. Avem pauză. Revenim. Ok, revenim, doamnelor și domnilor. Mersi mult că sunteți alături de noi. Suntem aici în bucătărie cu tot ce este mai important. Ăsta a fost momentul de glorie al lui Anatolie Melnic. Acum, înainte... Ilea, ce ai ieșit acolo? Eu îmi arăt rochea cât sunt de frumoasă. Hai, trece-mă. Înainte de publicitate, specialistul Anatolie Melnic a spus că mă învață cum de la 3 urmăritori să ajungi la 141. Cum ambalăm. Ce postăm, astfel și nu ne ambalăm. Dacă erai la mine în sat și îmi dădeai întrebarea asta cu ambalatul, că el mă cât învăța jumătate sată. Trebuie, în primul rând, să ai mulți neamuri. Așa. Dacă ai mulți neamuri, ai mulți urmăritori. Da. Ca să te înveți să ambalez? Da. De la ambal, cuvântul. Da, băi, de când am auzit mulți. Cuvântul ăsta ambala... La discotec. Da. Cum ne învățam noi ambalat? De obicei, era foarte simplu. De obicei, noi bărbații ne întrebam unul pe altul a doua zi. Ai ambalat-o sau nu? Dar cum corect se ambalează? Scoi, pe asta o ambalată tot sată. Ia să ai vreo 30 de urmăritori. Da. Nu declin corect. Am înțeles. Gata, am aflat secretul. Ai înțeles? Da. Dacă vrei și urmărit, trebuie să te ambalezi.
Las că eu rămân cu aminte. Deci, urmăritor. Este verbul ambalează și este ambală. Doamne, hai, uite, să știți că Iulia a descoperit un joc nou, ea l-a inventat, ca să înțelegeți. Ea l-a inventat, el, jocul ăsta a fost după asta, a devenit franciză. Da. Bine, jocul nu eu, dar întrebările ia, sunt... Ia, uitați-vă, are aici ceva nou pentru voi, credeți-o. Asta e ideea. Da, Iulia. Da, da, da. Nici nou. Albastru sau albastru. Am. Incredibil. Văd, sunt șocul din ochii voștri. În timp cât am mers publicitatea, vă dați seama că băieții și așa ceva au făcut, sau mai corect zis, s-au străduit ceva să facă și eu, până la urmă, nu cam am înțeles unul cum a tăiat unul și cum a tăiat al doilea. Vinitele sunt aici diferit. Îmi place jocul ăsta, am pregătit dar niște întrebări. Dar n-aveți idei și întrebări, Aria? Da, aș, să știi că... Vreau să vin eu, să vreau da? Și eu să mă ajut. Adică voi vreți noi să nu terminăm mâncarea. Nu, voi în paralel. În mod normal, espresoare cu sare și apoi să șterge. Nu mai este nevoie să le moi în apă. Luați-o în mână. Cine? Așa. Pe n-am și am. Și bun. Hai. Atenție! Dar știți regulile, da? Știți regulile, puteți să plecați la emisiune dacă vă plac întrebările. Bun, cel mai important este să răspundeți sincer. Da, spuneți la început așa. Vă spun eu că vă dădeam semne. Oh. I-am sunat, meu, 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 emisiune. Mi-a trebuit. Unu tăiat filii, dar unu tăiat cuburi. Cuburi, da? Limba soacrii, un cub din limbă. Am transmis poze nud cu mine cuiva. Ați transmis poze nud? Prin rutieră, nu ca așa. Sunt prima întrebare, nu a fost întrebarea unul altuia. Dar în general... N-am transmis poze nud. Tu tine întrebi. Noi răspundem ce a făcut Nicola. E parcă rezolv un chestionar acum, n-am transmis poze nud. Ei, parcă... Lămuriți-mi, vă rog frumos, cum s-a întâmplat asta și cred că era din greșeală, așa? Nu, dar nu pune, că întrebări sunt multe. Asta era din greșeală. Păi virge, de-i puteam... Așa. Da. Pentru că pozele acum sunt pe OnlyFans, da? Și cineva face bani pe ele. Până azi încă mă mai sună. Ei, și las eu leacă asta de usturoi și... Când s-a întâmplat? Recent sau în copilărie? Care copilărie? Nu, sunt așa de tineri suntem. Eu la doctor am transmis. La doctor, să vadă și acolo și... Și mai este acolo. Eu l-am luat casă în participant. Și eu mai rămas. Și mai este el. Te-au luat? Nu. Nu l-au luat. Pentru că acolo era voi în comat. Era în COVID și trebuie la distanță. Am înțeles. Chiar mi-e interesant ce va ieși. N-am răspuns la telefon în timp ce eram la bani. În sens că în timp ce eram la toaletă. Pe toaletă, de fapt. Ei de acolo își comunică. Ei numai era altă cameră n-au. Deci, camera asta e unicul moment cu, când tu ești în mijloc. În liniște. Tu cu tine și omul ăia te sună. Și bună ziua, vrem să vă invităm la emisiune. Și vorbeți așa de parcă... Da. Exact. Tu nu te întrebai ce eu îți răspundem așa repede. Era... Ne ținem în mână. Hai, spune unde, care de asta așa e acceptat. Calea ieșilor când acolo. Și încă și-o scris. Ți-ai scris adresa pe perete? Dar ce era iarnă? Anatol! Nu, mă, n-ai caiete, n-ai biblioteca. Asta se ocupau în egiptoane, okay. Mai departe. N-am sunat un... Am vrut să cum fost. Bine, n-am sunat o fostă iubită când m-am amețit. Adică când erai așa, ați sunat fostele? Eram obosit, m-am sculat repede din pat. Nu. Te-ai sculat repede din pat și ai zis, tu ești fosta mea. Alo, fosta mea? Tu ești fosta mea de azi. Da. Ai sunat, a? Ai sunat. Nu, noi când ne fosta mea, nu, mă iert, dar... Așa e viitoare. Da. Bune întrebări. Doamne, mai eu, asta pentru asta s-a făcut paletele astea, că mi-s grele întrebările. Mai departe, n-am făcut... Mm-hmm. Ce? Copiii în loc public! Nu, mă, ce? Lămurește! Limba soacrii! Limba tot așa! N-am făcut limba soacrii după nuntă! Cum mă N-am făcut... Ce? Am balat! Păi exact așa o să răspundă! De viață, clasa ce era așa n-am făcut... Măi, da, faci să uită acolo cineva. Și cine să uite? Eu nu te înțeleg ce vrei să întreb.
S-E-X. Deci că să oprești din intr-o dintă e bână ta. Parcă-s clasa așa. Bine, n-am făcut amor în loc public. Dar cum e asta? Amor. Dacă sex, da, amor nu. Amor e un fel de... Loc public asta în afara orașului. Ați făcut în public? Dar nu tu, Satoși, n-am văzut la tine. În public, la tine. În public, n-am. Nu. N-am. Nu. Nu, public... nu în public, ăsta, în general. Și cu... Ți-am zis, mă refer, Dumitru, la... povestește-ne unde a fost asta. În tren. În tren public. În tren spre unde? Nu, privat. Da, în tren, în tren regal. Noi, regele... Dar erați în coridor. Plațcard. Pe altă scară. Sus. Tinerieță. Stați, mă, Iuleac, ce trebuie făcut mai departe? Vână ta. Noi răspundem la întrebări. Vână ta e de mult, e pus. Deci în tu n-ai făcut niciodată. În dar afara eu... dormitorului, în afara casei n-ai făcut. A, în afara casei am făcut. Păi asta, ce, unde? Acasă la dânsa. După părerea mea, eu cred că limba soacră nu s-a mai termina. Sau nu vom mai face. Sau nu va ieși deloc. Mai departe. N-am sustras ceva dintr-o cameră de hotel. Ați furat din hotel ceva? Ei, dar cum? Nu. Dar pe el și încălțat în dânsă. Nu, dar stai. Zău că nu, nici măcar papuși, dar nu știu de ce. Nu, stai. Dar se consideră nu, dacă da. Am băut ceva și n-am plătit? Da. Asta e mai rău. A, da. Asta da. E mai rău. Da, da. Da, da. Nu, cred, cred că e sinecostul la papuși. Niște geluri, geluri, șmeluri. Papuși n-am luat. Nu. Șoarete n-am luat. Nu, că am băut eu vreo. Niște geluri și... Tineri și pe acolo. Tare să mai trebuie eu. Important că eu voi face o salată ușurică de seară. Bună de tot. Foarte, foarte simplu. N-am fost înșelat. Ați fost înșelat, mă? Nu știu, dacă știem... Ați fost înșelat? Dacă știem, eram la închisoare. Uia! Bă! Mult l-ați luat. Eu mi-am prevenit, știi? Atenție! Satoși, nu, tu? Cred că nu. Nu, nu. N-ai prins-o cu rața în gură. Ok, noi avem cu rața imagini. În gură n-am prins-o pe ei. Dacă spuneți că nu, noi avem niște imagini, atenție la ecran. Și-o mai lucrul din zoo, ceva, lei, ceva. Deci, fostele voastre ne-au spus câte ceva. Hai, mai departe. Mai departe. Am umblat în telefonul persoanei iubite. Ați umblat în telefon la, una, la unul la altul? Da. Hai. Dar tu ce ai căutat? O scris-o la webinar. Dacă nu vine eu, lumea, măcar unul trebuie da, să fie. Da, și te înscriu cum mă nervez. Dar nu trebuie păcat. Eu cred că... Eu nu știu când asta a fost. Dar pre ce s-a fost? Dar nu se ar fi găsit, nu ai găsit ceva? Nu, n-am găsit ceva. Am înțeles. Așa. Îi dau năgruzca. Atenție, atenție. N-am fost agățat de o persoană de același sex. Ce încă o dată? Ce-ai zis? Eu te-ai și ușor răzis cuvântul sex, dar acolo da, amor, da, tractor. Vezi, gata, să obișnuiești cu da, voi. Da, 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 încă o dată întrebarea? N-am fost agățat de o persoană de același sex. Ați fost agățați de băieți? Ce înseamnă, hai să definim termenul a fi agățat. Adică te-au agățat, o venit și tu puțu un cărcel. N-am. Dar el, da. Că am fost abordat, dar agățat. Ești de acord cu Satoș. Abordat, okay, abordat. Da, abordat. Genul, așa, unit, cu încercat. O încercare de a... Unde s-a întâmplat? Acolo, în tren? Nu. După și-a furat gelul de duș de la cotie. Nu, dacă unește evenimentele, fur gelul de duș. Și ajungi, te-o fugări până la tren. După gel, te-o fugări până la tren și acolo te-o abordat. Era să pun, nu gel de duș. Eu în tinerețe am fost în St. Petersburg și am nimerit întâmplător, în tinerețe vreo 15-18 ani urmă. Așa. Și am nimerit la o petrecere, se cheamă party cu spumă. Tu ai organizat-o? Nu, am nimerit întâmplător. Și s-a adeverit a fi că acel local era un gay club. Și era spumă. Eu m-am dus cu cineva. M-am dus cu cineva, nu eram eu din St. Petersburg. Te-ai dus cu cine, cu cineva, băiat? Nu. Era cu prietena mea. Și acolo erau două etaje de persoane cu orientare sexuală corespunzătoare. Așa, da. Și asta a fost șoc cultural pentru Dima de la Sarta Galbenă. Da. Eu prima oară în viață am văzut asta aproape. Ce ai văzut amănume aproape? Acolo era cadre, era da frumos. Nu, erau experiențe destul de specifică. Noi, pe exemplu, avem niște imagini. Era o experiență destul de specifică, de aceea a fost o încercare și eu... Și cum mă, și cu tine! Și n-ai spus mai devreme! Nu, eu am reacționat destul de agresiv.
Și după asta mi-a explicat cei de acolo că nu trebuie să te urci la etajul 2. Aha. Dar eu m-am urcat pe etajul 2. Când atrage atenție. Da, eu n-am văzut inscripția pe ușă. Așa. Deci, bun. N-am avut aventuri de o noapte. O aventură. Ridic-te, rog, da. De ce la noi temele sexuale numai? Pentru că Iulia este singură. Asta nu eu, asta Satoșe. Pentru că Iulia este singură. Atunci tu n-ai avut niciodată. Tu ești la mănăstire. Deci, încă o dată, am o noapte. Am. Nu. Întrien la etajul 2. Nu, asta cred că e tinerețea. Tinerețea. Taberi de vară. Cărbunile. Nu, acolo. Dar tu, Satoșe, cum s-a întâmplat? Nu ne-am așteptat. Ăla de răspuns. Măi, fiecare cu greșelile tinerețe. Fost un concert. După concert? Nu. Înainte, pe scenă? Înainte de concert. În vis. În visul tău, în visul lui. Dumitru face deja crema cu usturoi, da? Asta este cel mai simplu. Asta este maioneza cu niște usturoi în ras. Noi la actorii altfel ne învăța. Noi ne simțim din potrivă, interzis. Înainte de spectacol, în preajma spectacolului, a examenilor, nu se poate. Trebuie să rămâi focusat, să nu ți-i lăsești tu testosteron acolo, exact. La dreapta și la stânga. Exact. Nici măcar înainte, nu poate. El lucrează și îți dă bătăi de cap. Da. Actorii. Totul trebuie să fie cu gust echilibrat. N-am mințit într-un interviu. Chiar azi. Am mințit. Dumitru, tu când ai spus adevărul prin tine? Eu am mințit acum că am mințit. Gata. Cred că e așa. Asta înseamnă că poate câteodată înfrumuți sai. Dar totuși, când discuți cu oameni serioși, ceea ce nu vezi aici. Și compliment publicul făcutul acum, către toată presa din Republica Moldova. Bun. Acum, pe rând, fiecare spuneți părerea despre aceste întrebări. Taxile. Mă duc acasă, seara, mă pun în pat. Pune în practic întrebările. Mă pun în pat și... Și te gândești așa la Zan și la Satoșe. Da. Și prima ce vine în cap, asta e sex. Mulțumim, da. Am apreciat complimentul dumneavoastră. Da. Nu te tineamurile mele de acord cu asta, dar... Ce să-i faci? Acum, în general... Nici nu știu, asta e de bine sau e de rău, dar ceea ce s-a întâmplat acum e doar provocarea Iuliei, pentru că mai există... Asta e încălzire, asta e... Mea. Nu, la mine în provocare nu există sex, nu există amor, nu mai există iubire. Dar din voi doi trebuie cam să decideți. Să spun ca să nu uși pe nimeni. Din voi doi trebuie să decideți care merge cu mine, cine merge cu mine. Avem patru felii. Nu te spera, am dat un pic într-o parte, că deja... Mai puțin. De-am strochie așa din părți. Ce mușteve și cald asta de la uleiul lui. Mai gine să adaug. Amestec și gust. Capamușa să... Eu spre mult o să iau de la tine. Bă, cine? Ambulanța e jos, am înțeles. Voi l-ați auzit pe Anatol, băieți? Nu. Cineva merge în fața alături de el. Poate nu eu. Hai, unul din voi. Unul din voi doi decideți cine merge cu mine. Satoșe. Dacă tu-ți faci, dar el și-așa mă câștigă la mâncare, el și-așa mă câștigă. Eu tot zic Satoșe. Eu zic că... Eu mă duc, n-am treabă, dar faci cineva. Eu zic Satoșe, ar trebui să facă mâncare. Frumos, poți măcar o lecuță să mă ajuți aici, te rog. Așa, un 10%. Mă, ia fă mâncare, mă, Iulia, măcar ceva la emisiunea asta, fă. Spuneți-mi, vă rog frumos. Așa zic. Gata. Nu pe scaunul meu. Bun, dar cu dânsul ești faci. Nu pe scaunul meu. Ăsta e tău? Ăsta e meu, ăla. Ăsta e tău, albastru. Gata, mă scuzați. Am poveste. Ca, ia-ți telefonul cu tine. Dumitru face ceva nou. El văd că ceva improvizează el acolo. Gândește și meditează. E un joc mic. Un joc în care dacă îl treci, mergi în etapa următoare. Dacă treci cu bine în etapa următoare, asta înseamnă că deja primești aprecierea mea și poți să consideri că te văd cu alți ochi. Cu cui? Cu ai mei. Acum, acum o să te vadă oamenii care ne urmăresc. Alegi pe cine vrei. Pe cine vrei tu. De unde? Din telefonul tău. O să suni, nu-i spui că ești cu noi, că ești la noi. O să dai la volum. Iulia? Mă rog, mai iartă. O să porți o discuție, să-ți alegi pe cineva care vorbești.
În timpul discuției eu am să scriu un cuvânt aici, cuvântul care îl scriu eu aici, tu ești obligat să-l bagi în fraza următoare și cu sens. Deci ai înțeles? Da. Acuși vor fi hohote. Sunam? Pe cine? Vadim Papuc. Cine e Vadim Papuc? Videograf. Videograf. Bun, ești gata, toată lumea liniște, dă-i la volum și merge. Dă-i la volum. La microfon, ține așa, ca să audă. Alo, noroc, Vadimca. Noroc, noroc, da. Ce faci, poți vorbi? Da, o să fac un storyboard. Ești de acasă? Da. Băi, m-am gândit la așa un subiect de videoclip, de parcă... Mai scurt, tot ce e povestit din perspectiva la un coș pe frunte. Ca și cum e că e un coș pe frunte, e ca așa un absurd, un coș pe frunte. Așa. Și parcurs ciuvacul care îl poartă, se duce la analiză, verific și cu dânsul, dar coșul ăsta tot nu îi trebuie. Mă gândesc, nu știu precis ce fel de simbol să fie coșul ăsta și se simbolizează, dar cumva ar simboliza frustrarea sau o problemă care nu e rezolvată. Ce spui? Acceptarea de sine de obicei nu merge tare bine. Ia că nu degeaba te-am sunat. Dar la și piață nu e așa ceva? Băi, la semafoare, la asta, să băgăm un pațan care merge pe Samacat și chică fix cu fruntea, cu coșul, să lovește de ceva, eu nu știu. Mai scurt, mi-au venit așa niște idei aiurite și m-am gândit să le consult cu tine. Poate să iasă, nu știu, pe buși poate să iasă coșuri, poate să iasă pe... Mai scurt, simbolizăm cumva o frustrare prin ceva fiziologic, recognoscibil, mai ales de publicul larg, știi? Și simt cumva și comic și... Aha, aha. Păi, eu... Internet, midway, eu mă gândeam la ista tău, care cu toamnă, care tonatică. Cum era așa la e, de mâine? De mâine. Băi, așa la trebuie să fie să aibă un vibe cald, ca o corasă trebuie să fie, ca un ceai, ca un... Băi, ce, când ultima dată ai folosit? Tu ai mâncat corasă în general? Nu. Dar știi și asta corasă? Corasă e mai în scurt când după ce au fătat vaca, primul lapte e foarte, foarte gras și din trânsul spate, el e foarte limitat, chiar primul lapte cu care se hrănește și el se face cu ouă un fel de chex de casă și e foarte, foarte consistent și specific. Gras ca, Doamne ferește, nu trece apă din drum. Eu vedeam ceva în direcția la... Era un clip, cum îl chema, unii ceva cu căroce cu pâns și luat pastea în autoare, parcă, dar nu sunt întâlnit. Să, nu știu mi-a venit o imagine tot la cealaltă cu frustrarea, cu sutieni, pe cineva vrea să înșearcă foarte des, să aibă diferite situații în care încearcă să desprindă sutieni la tot felul de padrujele și nu reușește. Tot ca un simbol. Mai scurt am început să văd în imagini și dar parcă mă doare în râlă, nu știu cum deam de tema asta. Băi, ideea nu e rea, natură spate, de ce cam ceva cu asta, numai că ar fi destul de greu de arătat natură cu coșurile, ele ar trebui cumva păcute aici, pătăiană. Gen la machiaj? Da, da, da. Din punct de vedere de machiaj, ești așa și tot de zăiuri. Închipuiți, nu știu ce, mai scurt, știi cum spune Kendrick Lamar? Show me something natural like ass with some stretch marks. Am ceva gen, am o alunică pe femur, am o, nu știu, și pe coasta stângă. Trebuie de arătat, dar mai multe râne de ceva. Unul cu coș, altul... Găină. Și mai clar subiectul ăsta. Dacă o iei ca simbol, prea, știi? Hătea stop, POV. Nu, spate asta de arătat, spate așa o cocozeabră de făcut din clipul ăsta, Doamne ferește. Băi, da, spate așa cum ai făcut, dar tu când ajungi pe acasă, nu... Eu mai târziu. Mai târziu azi foarte târziu, că azi trebuie să trec și pe la studio și avem de făcut cu tensul ceva. Aha, bun, brato, aha. Eu te pup pe dinți. Și eu tot. Pe gingii și pe după urechi. Bun,
Bun. Hai, îți scriu. Noroc, noroc. Mersi. Bine! Bine! Sartoșe, tu știi de corasla? Băi, om de la țară, mă. Eu când mâncam corasle, tu mi-ai apucat de vine, te-l iese. Dar ceva nu-i bine. Noi avem pauză, dar tu uite dacă el mai este abonat la tine pe Instagram, dacă nu te-a blocat. Aici ești prieteni adevărați, nu trebuie. Da, mă. Noi am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii, am aflat cum Satoshi gândește scenariile lui pentru videoclipuri. A fost tare, tare curios. Ia zi pe cine ai sunat. Și-am vrut să păstrez secretul. Ai văzut? Dar n-am reușit. Iulia nu ascunzi nimic. Absolut. Cum? L-am sunat pe un prieten bun, Vadim Papuc, cu care am fost colegi de facultate, un an jumate l-a învățat cu mine la actorie, la Academia de Arte din Chișinău, după care el s-a transferat la producție video, pentru că lui totuși videografia este mai apropiată. Ați lucrat împreună la... Am lucrat împreună la primele 4-5 videoclipuri, după care fiecare... Noi am avut o înțelegere la început să ne ajutăm să creștem reciproc. Uh-huh. Și la un moment dat... Noi am început să ne dezvoltăm, el să lucreze cu altcineva, eu cu altcineva. După care, vara trecută, am făcut un videoclip, primul în vreo 2 ani, cred, sau nu, mai puțin, unul, la piesa Atâta Pot, care este pe YouTube și cumva l-am văzut și pe el că a crescut în perioada în care noi nu am lucrat și a ieșit o lucrare destul de... Frumos. Simpatică și cum se cade. De observ, Dumitru are în gând să se servească o mâncare tradițională se, în mod netradițional. Cine scrie textul? Eu. Tu scrii textul. Da. Așa. Textul și liniile melodice le scriu. Super. Eu. Super. Bun, dar zi-mi, te rog, cu cine din artiștii noștri nu ai colaborat? Și nu-i, nu știu, relevant să colaborez, adică nu, nu știu, cu Vitalie Dani, de exemplu, dar nu din motive, nu, că nu-ți nici, dragă. Nici de cum nu personal, dar în sens că nu văd forma. Că, de exemplu, dacă ar fi cineva pur și simplu de pe un pol opus din muzica folclorică, înțeleg care încotro să duce poanta, pe contrast sau pe exotic, pe mix de stiluri, dar sunt, de exemplu, artiști care sunt cu totul pe altă lungime de unde și eu fac altă muzică și nu văd cum s-ar întâmpla. Stai așa. Hai să vină Chicu alături de noi, pentru că hai el are de pregătit. Da. Apropo, pregăteam și asta pentru tine. Eu chiar vreau să vezi ce fac ei. Avem imagini și ce spune Vitalie Dani despre tine. Doamne ferești, cu toți, dar numai nu cu ăsta. Da, nu, sunt imagini mai mult pe, audio. Cu bipuri. Cu bipuri? Bip pachet? Da, mai multe bipuri. Ne-am făcut de un pictur aici, parcă să faci monunte cu limba soacrei. Nu, tu acum, dacă tot ai început, ești obligat să scoți mereu, măcar din 3 piese, unul hit. La ce te gândești acum? Ce vrei să, cu ce vrei să ne surprinzi? Cine așteaptă pe noi, muritorii, din partea lui Satoshi? Ceva? Eu deja am, cumva vara am adunat mai multe demo-uri. Da. Am mai stat în studio și... Deocamdată sunt piesele care îmi stau în gând, pe care ne le-am propus să le lansez și cred că în 2 săptămâni cel târziu o să vinem cu una nouă. Și tot așa, deocamdată să păstrăm un ritm activ al lansărilor, că nu sunt în postura în care să-mi păstrez patroanele, nu știu cum. Deopotrivă, trebuie să fac conținut, să mă învăț, să văd ce funcționează și nu. Deci vrei să dai tare acum? Da, exact. Material este și o să fie și mai mult și plănuiesc că adun deja albumul pentru începutul anului următor. Încet, încet ne învățăm să scrie muzică, filma. Dumitru, ultima dată la webinarul tău, e adevărat că a fost haos total în țară. Lumea nu găsea taxiuri. Iar transportul a fost blocat mai tot centru. Unde vedeți că webinarele sunt online, da. Sunt online toate webinarele, da? Toate webinarele sunt online, avem diaspora, avem regiunile. Și știți, s-a întâmplat un fenomen interesant, că oamenilor le place pe de o parte mai mult online decât offline. Da. Pentru că nu pierde o oră de drum, o oră înapoi, o oră încolo și ești deodată conectat în timp. De ce sunt anumite produse azi în instruire care lucrează mult mai bine
digital da. Decât ar lucra în format offline. Acolo și smerde. La tine totul e bine. Acolo și mai au străită. Domnule Chico, dumneavoastră de la începutul emisiunii ați spus nu știu ce la fiert. Eu sunt pregătit comparați cu noi. De mult groapă asta. Eu comparativ cu voi tot timpul sunt pregătit. Dar eu văd că și voi sunteți pregătiți să faceți o mâncare tradițională, netradițională. Frumos. Mm-hmm. Ce faci, Petru? Dar eu chiar m-am... Eu nu știam ce să facă băieții. Asta e mâncare puțin grăsuță. Eu o să fac o mâncare mai dietică, mai ușurică, așa cum e seara. Dar seara, câteodată îți iese poftă, da? Și tot timpul eu caut pe frigider ce să mănânc. Câteodată mănânci niște resturi, niște salam, care nu tot e bine să-l mănânci seara. Faci o tartină cu unci, cu cașcaval și mai pui niște salam pe dânsul. Mai pescu niște chestii care, practic, le avem toți în frigider și pe cele și le consumăm. Dar eu câteodată mai găsesc un măr, de exemplu, pe masă stă, dar care nu l-am mâncat pe unul din copii. Un castravit sau vreo doi castraviți, nu știu, Rodi poate are cineva acasă tot timpul, n-are, când este destul de bun fruct. Și eu m-am gândit, de să fac o salată cășeră rapidă. Și eu, într-o seară, am făcut o salată din tot ce avem pe masă și pe frigider. Și tu știi că așa de bine, și zic, de să o fac și eu astăzi. Așa, super! Păi cam, și cum, la mica, frate, toate rețetele au o istorie, cum e că prin istorie. Nu știu, așa sunt eu la firile mele. Și uite, ce faci, omul ăsta? Frumos? Interesant. Eu o să iau în folosință tocătorul. Eu o să fac o salată din. Deci tu, Dumitru, ai terminat. Așa. La mine copiii foarte mult iubesc porumbul. Foarte mult. Eu dacă deschid un borcan cu porumb să fac o salată, în primul rând dau borcanul lor și deschid al doilea. Și când asta întreabă la primul. Așa. Avem nevoie miere. Castraveți, rodi, carne de pui fiert, anume fiert, porumb, muștar Dijon și niște iaurt grecesc cu un conținut de grăsimi mai puțin. Și puțin evitați. Și pe final eu o să strug puțin la mâine. Super. Eu nu pot lua privirea de la această capodoperă. Este o caracatiță, Anatol. Este o caracatiță. Cartofi fripi roșii sau ce e asta? Așa se... Ai mai văzut un astfel de... Și noi, în viața noastră, deodată trebuie să vedem ceva de prima lumrești, dată. Lumrești, tot timpul ceva trebuie să vedem de prima fantezia oară. Ta așa arată sau... Există diferite soacre. A ta e așa, cum e multe... Nu a mea, în general, eu vorbesc despre diferite soacre. Păi, soacre. De undeva trebuie să te inspiri, nu? Neamuri cunoscuți, istorie din povestirea altora. Da. În creangă. Și a fost o abordare... Dar Anatol a dat cu întrebare, că tu așa o vezi pe soacră ta? Nu, la mine limba soacră e din... Cum e? Nici câte? Din roșie, proaspăt și roșie. Bună. E roșie. Aha. Așa. Domnule Chicu, la dumneavoastră procesul va fi unul, cred, mai scurt. E foarte scurt, că practic totul se taie julian sau... pai, subțire, cât subțire mai tai, cât mai bine. Deci, că salata, de ce am spus că e salata ușorică și salata se mănâncă seara? Că nu trebuie să îngrelezi stomacelul, dar când ai greutate la stomacel, asta trebuie să mănânci bucăți mari, grasă. Noi îi faci în așa mod că mâncarea aceasta va fi ușorică. Și la mestecat și la administrat. Super, mie mi s-a făcut un pic foame. Dacă, sincer, până terminați voi și așa, eu cred că Iuliei s-a făcut foame, dacă puteți să ajutați cine a terminat. Eu mă ajut singur, Anatol. Uite. Am aceste fructe uscate de la Fruit Go. Adă-n cu apă. Adă la băieți. Adă la băieți fruct în go. Ia să le punem... Băieți, n-aveți idei ce fruct în go are Iulia. Putem la prune. O să le folosești pe ele. Pe bune? Da. Ei, văzut. De-abia aștept Iulia să le pui în... în vazon. Și câteodată se zice că fructele nu se mănâncă seara. Ele conțin glucoze și cam zahăr acesta, cam noaptea de el se transformă în grăsimi. Nu știu, asta a fost vorba de fructele proaspete, dar dacă vom mânca fructe uscate, tot așa este. Nu știu, eu nu sunt medic, dar așa, eu câteodată am poftă de fructe uscate. Din asta am săgut și eu. Mm. Și nu că e publicitate, dar arată... Asta e toată mâncarea pe care o să o mănânci tu. Apetisant. Dacă s-o torni cu niște lichid,
De zburem. Spune sperjat. Eu îmi place. Cu niște lichid. A, pe prunie în lichior? Mujec, mujec. Am vrut să fac ceva frumos, dar nu știu cum. Știi cum aș fac? Spune, te rog, bucură-mă și spune-mi că asta nu e tot. Că de-abia urmează să îmi frumusețez. Trebuie să mai bagi ceva sau... Nu mai trebuie să bagi nic, Anatol, liniștește-te. Așa e, gata? Da, da, liniștește. Dar ce nu-ți mâncare bună e simplă. Da. Da, undeva am înțeles totul. Am înțeles totul. Da, da, da. Satoshi, urmează și alte colaborări? Da. Ele urmează... Cu Dumitru. Nu neapărat stabilite, dar în general sigur că urmează. Cea cu Carlos, cum a fost? A fost de vis. De poveste. De poveste, de basm. Iulia vrea să te întrebe dacă l-ai văzut la față. Ei, nici nu te întreb că bănesc că l-ai văzut. Nu, el vine la studio boit. Și zice, nu, cu ăsta nu, am mai făcut fituri, dar cu de ăștia nu. Câți ani ai? Și am zis, ei... Și așa. Dar ce să spui? Da. Dar oare ce șansă am să-l am pe Carlos aici la bucătăria? Am să-l am. Să-l am. Am sau n-am? Am sau n-am șanse să-l am pe Carlos la... Nu, în sensul că ai invitat. Nu am nicio rază, nimic. Șanse... Știi istoria asta? Care sunt șansele să întâlnești un dinozaur pe stradă? Nu, tu aici mi-ați recuperat orice dar speranță. Dar deși eu am dat șanse, sunt 50 la 50. Că să întâlnești un dinozaur? Da, conform teoriei probabilității. Asta spui și la webinarele tale? Uh-huh. Deci crezi că deci, sunt bani? Și nu ne plătești bani pentru asta? Nu, aici webinarele sunt gratuite. Sunt gratuite, mă, adică... Deci și șansa 50 la 50. Poate fi bun webinarul, poate da. Avoți. Da. Avoți și a sprânească. Am înțeles. Cel mai mult, cât oameni s-au uitat la webinarul tău ăsta, au tăl online la webinar? Cel mai mult? Cel mai mult? Am avut experiență internațională, 5.000, local aici, 1.000 la mine. 1.000 de oameni ascultau da. Ce spui tu? Da, dar după un mulțit în reluare, avem flux orar cu diaspora da. Și avem peste 500 de participanți activi din toată lumea diaspora noastră. Și de regulă... Ești un idol pentru ei, ei îți mulțumesc, îți trimit mulțumiri. Mulțumiri cu siguranță la final de contract, dar nu idol. Acolo idolii sunt la creație, la frumusețe. Noi suntem despre bani, despre instrumente, despre exerciții. Da, unde... E adevărat că în urma webinarilor tale au apărut mai mulți milionari în țară? Nu, Dispalatele cu sketch. Milionare în like-uri. Noi am văzut TikTok-urile cu bani, așa că ies cu noastră. Deci, până la urmă, tu ești mulțumit de ce se întâmplă? Da, sau suntem s-ar putea și mai mult? Nu, dacă serios vorbim, s-ar putea și mai bine. Suntem la o etapă de dezvoltare și nu suntem la etapa maximă a capacității de piață. Deci noi avem peste 100.000, cred că, de beneficiari potențiali în Republica Moldova, care ar putea să dezvolte abilități de social media, stories, publicitate, content și ar putea găsi rezonanță în piață la serviciile lor. Deci noi avem în jur de 5.000 de absolvenți deja. Imaginează, noi nici la 10% nu suntem acoperiți. Și nici nu avem specialiști ca să acopere toată piața. Ești... un pericol pentru sărăcie. Da, da, e, a început să vorbească sărăcia despre mine. Mă știi de mult. Te cunoaște? Da, da, da. Te-a pus undeva așa, sub, să nu te vadă mult. Sărăcie e pericol pentru noi toți. Anatol. Dumitru, o marca iam, asta nu eu. Asta. Incredibil. Băieți, tot evoluați și evoluați. Asta mă bucură. Domnule Chicu, ce ține de fantezia dumneavoastră? Fantezia mea nu joacă așa de mare. Eu n-am așa soapte. Dar uite, eu mă gândeam când o prăjai, da, sau o coceai această limbă, această vântă și o înțelegem și va fi mai departe. Și când a început să o văd că tu deja o ornezi și imediat îmi încăpeau un restaurant moldovenesc și începe să servească așa o vânătă. Și cum o să fie reacția oamenilor? S-o luau vreo nuntă să aduc limba soacă între așa stil, între așa... Sunt riscuri să spune, da, ceva interesant, dar sunt riscuri că, auzi, ieți ulișa. Adică limba.
Limba, da. Asta rămâne la tot pas de la anunț. Cum ar merge? Ce? Limba sacră. Eu nu știu să mai faci mai la anunț. Eu, de exemplu, eu n-am văzut. Văzut de mult limba sacră la anunț. Pe soacră am văzut, eu dar limba nu. Eu le văd separate puse. Nu, în general lumea nu prea mănâncă la anunț. Lumea vine să danseze și să se distreze. Uite, acum la anunta care o am în această seară, în general nu s-a dat comandă de nimic. Nu-ți dă nimic, da? Vedem Bicu... Ia prunele cu tine și să stai la oameni. Prune, prune o să fie, da, adică da. Și-a fost. Nu, o să spun că asta e idei, uscășuni. Mie îmi place stilul român, de nunți, unde meniu. Unde nu mănânci. Fiecare are meniu în față, același meniu, 5 veniri de alea și gata, ai plecat acasă. Ți-a plăcut mâncarea bine, nu? Asta e. Da. Din păcate, îmi pare un singur, rău de un singur lucru, că nu am cunoscut capodopera ta mai devreme, că când mă sună Mirei, eu pot să o propun ca... Ca invitat special. Ca distracție. Ca invitat special. Uite, cine mai repede, cine mai repede smulge. Sincer, are ceva. Dar știi și interesant? Nu, că nu-mi place cum ta. Dar tu n-as o sănță. Că tu, uite, în loc să faci vreo 10 rondiele, da? E făcut una. Și o pui una pe masă. Mănâncă. Soacra. Și dacă trece testul... Tac. Așa stil am mai văzut. Deci corăbile astea din antice, eu am mai văzut. S-a citit că-s corăbile? Păi na, le văd cumva. Catapulte, le văd. Semnătura autorului. Totuși. Așa? Văd. La arte. Atunci, cumva, nu ne rămâne decât să așteptăm și capodopera ta, după care o să buști de la băieții ăștia doi. Da, uite, eu mai am undeva maxim 6 minute. După care eu am un interesant. Eu merg încolo. Așa. Iulia, dacă ar fi să te uiți la astea două, ca frumusețe, unde ai pleca? La cine? Acasă. Aș pleca la cel care nu are soție. N-are limba nicio treabă în casă. Nu, soacră și n-are nicio treabă. Da. Nu, la cel care are soacră. Dar nu m-aș duci. Satoshi. Doar că eu... Felicitări, Satoshi. Măcar ceva din tine. Dar apropo de asta, Satoshi. Apropo de asta, ai iubită? Da, și eu interesant. Să am ceva acolo e. Noi așa mâncăm, glumim. E ca un prieten. Trecem și la rău. Ai iubită? Nu vorbim despre așa ceva. Nu? Cineva poți să bucur, cineva îți dezamăgesc și atunci păstrez interpretarea. Caracterul interpretativ al acestui răspuns va fi... definitoriu. De obicei, răspunsul îl vezi pe fruntea unui bărbat, dacă el are iubită sau nu. Tu ar trebui să știi asta. Tu, în tinerețe, ar trebui cumva să te duci acolo. Eu sunt o femeie puțin experimentată în sensul ăsta. La frunte. Uh-huh. Fruntea lui ce zice? Are iubită sau nu? În fiecare zi. Dacă nu ți-aș în frunte, uite, nu ochi măcar. Dar acum, de când ești, uite, mai popular așa, simți asta din partea femeilor? Îți scriu multe fete? Îmi scriu. Nu am avut niciodată abuzuri din partea nimănui, în sens că cineva chiar să bage peste mine, mm-hmm, să-mi scrie super insistent, doar că, mă rog, poate sunt cazuri de excepție când mă e lumea razna. Dar, în general, este atenție din partea domnișoarilor, dar nu într-un sens excesiv. Într-un sens copilăros, frumos, cumva. Poze nu-s? Poze? Să-mi strimită? Nu. Nu. Din câte am dovedit, eu îți deschid mesajul. Dar apropo de asta, mie de una zi mi-a scris un... Cine? Carlos Dreps. El așa o zis. El așa o zis. Salut, sunt Carlos Dreps. Nu te uita că am 3 abonați. Este e al doilea cont al meu. Nu, de ce? Asta e pentru oameni. Da, da. Îmi scrie cineva, uite, eu vreau să fiu robul tău, pot să fac ce vrei. Pentru tine și îi zic... E cam vă doi cu lemn aici. Exact, îi zic, trebuie să-mi bată în grădină. Mama la țară este din... Deci tu așa mesaj nu ai... Cu roabe, precis, nu. Uite, mă sună o roabă. Robul lui Dumnezeu te sună. Ok, bun, la ce etapă suntem? Noi suntem pe final. Așa cum limba soacră este o gustare rece. Da. Chiar la timp am venit eu că să fac salata și se va fi gata de servit
limbaj și totodată va fi gata și salata mea servită. Dar sunt curioasă, de ce limba soacră? De ce acest fel de mâncare se numește așa? Iute. Iute și e greu de făcut. Așa. Complicat. Și e ascuțit încă. Mm-hmm. Adică singur vânăta, vezi. Că tare, uite, eu... Nu știu nimeni ne-a spus de ce se numește limba soacră, dar eu așa de s-o fac, tot mai multe deși. Gata, a venit momentul ăla. Unde? Da. Voi mai aveți... Iulicica, dă-mi te rog și mie o farfurie. Unde voi mai aveți exact 5 minute, atât durează pauza. Și o să aflăm cine bate în această seară. Corabia mare, sau caracatița de la McDonald's? Ce mare? Domnule Chicu! Tu știi că eu amestec și la mine gura simplu cu... Dar eu de obicei dacă gătesc... Cu sucul ăsta gastric și numai că nu aici, dar aici simplu, știi? Nu vreau să spun alt cuvânt, că... Dar tu mănânci mâncarea ta, adică, da? Eu dacă gătesc, de obicei nu. Eu de obicei când mănânc, când gătesc mâncare, acei care o gătesc eu permanent, da? Tu gătești pentru pisici, de aia Da, apropo, dacă sincer, pentru câinii mei mai des gătesc ca pentru noi. Da, avem imagini, atenție mai grav. Eu când gătesc carne, eu carne deja nu mai gust. Dar e că, uite, când mai improvizez ceva de genul, că toate nebunile pe care le gătim noi aici, nu cum nebunile, rețetele. Vă îndeți dat seama că eu așa... Mă uit la... Uite la asta. Frumos. Și el e într-atât și poros, într-atât și de ușurel, și într-atât de suculent, că eu mai... Cum îți lauzi mâncarea? Eu mai că nici nu v-aș da vouă să mâncați, dacă cinstit. Adică eu mai rar spune cuvintele astea, că eu de obicei când gătesc mâncare nu gust, tu e corect zis. Dar că data asta eu chiar nu ați vadeau. Ei, hai. Dar nu crezi că ar trebui întâi să guști din capodoperile la ăștia doi? Ca păi eu de n-am încotro, că normal... Cu ta să terminăm cu bine. Normal că eu să gust... Uite și strici poftă. Uite și culori. Nu zic... Mă, că este o salată. Măcar la sfârșit să-l vedem cu zâmbet. Te-ați normal să mâncăm. Hai să mâncăm. Să-l ațic, tușurică. Mai știi câte fotografii. Așa, eu vreau să menționez rețeta. Rețeta care s-a făcut astăzi este o salată dietică pe bază de iaurt, măr verde, castraveti verde, da? Verdeață, neapărat, porumb, conservat. Mulțumesc! Cu drag! Rodii, care sunt foarte bune și foarte acum sunt de folos. Suc de lămâi, neapărat, două linguri de iaurt. 6, 8, 9%, cum le găsești, 4%, nu contează. Important să fie mai mult de 10%. Toată această setă julien, se amestecă, sare, piper și poftă mare. Și acum a venit rândul la soacră, da? Dar văd că îi dați un dressing de ăsta, da, adică... Marochit. Da, nu, mi-am zis că asta este o caracatiță și asta este o mare albastră. Și este sunt niște valuri. Și s-a pierdut, da? Zici că s-a copt vânăta. Dacă vinde, 100%. Văd că se rupe. Am spus, pentru improvizare, nota 10. Încât este una tradițională mâncare, încât este netradițională servirea. Dar rămâne să gustăm, nu? Hai, curaj! Hai, curaj și poftă mare! O salată ta e bună. Dacă ai nevoie de ajutor, dă din degete. Asta e de leac, e de leac, spiarnă se recomandă. Sătoșul ne-a pus niște usturoi adițional. Am revenit COVID-ul e ca dacă mănânci o limba soacră de asta. Mănânci o soacră și-i murit. COVID-ul și soacră. Mă scuzați, vă rog. Eu vreau cu sozii sau leac să o dezbat gustul. Da, eu recomand să dezbați cu alu Sătoșul. Eu am pus roșii, roșii în azacuscă aici, dacă e greu, vă rog. Nu e cred, hai să gustăm. Dar e că e dintre aceea. De aici? Dintre aceea, da. E alb acolo. Acolo taman și el mai concentrat. Numai nu plânge. Așa e isterică. La limita dintre... Mă faceți curioși. Uite, eu nu iubesc vântă, dar... Dar e numai... Poți să iei roșie. Numai vânătă. Nu, așa cum vântă, nu mănânci, mănânc mai și... E numai pătrunjelul.
Asta zici că e iute? Nu. No. Așa e mare albă. Da, dar nu e iute, de... nu e iute cât e picant. Te-ai luat puțin. Ia-ți farfurie. Că l-ați întărtat. Ia-ți farfurie. Dar nu vezi că dacă nu mănâncă vânt, te las mănânci mai șerat. Ce bine că astăzi nu ne pupăm. Da, fugi. Fugiși. Eu sunt un mare amator a picantului. Da? Dar și de tare nu ai să pui. Nu, eu nu văd nimic. Nu vezi nimic. Dar și eu văd că... Mulțumesc. Remarc forma și creativitatea. Eu cum aș mă uit la tătază și mă gândesc soba... Dacă e fix ca acolo. Dacă e fix acolo, pe eu am Nu, noi am făcut după rețete diferite. Ah, după rețete. Ca la cahul, după rețete diferite, una și așa ești mână, da? Nu. Nu, eu deja acolo e tot trece. Nu văd nimic ieșit din comun. S-a liniștit. Că s-a atenuat temperatura în gură. Da, și mie. Na, să ție. E bine? Tare nice. Bine, prăjitor. E greu. E greu. Complicat. Cu asta e și mai ușor. Cu pahar de vin, nu știu cum să mai lipizesc gândurile. Gustați unul de la celălalt. Haideți. Asta... Mulțumesc cu o șervețea. Da. Te rog frumos. Ce bine, vino, apropo, foarte bun. Ce bine că ai făcut tu salată. Eu ți-o spun că după... După limbele astea două, salata smeală cel mai bine. După două limbi, cel mai bine e salata cea mai bună, da? Mă, că a fost bine. Da. Mâncați bun. Eu mâncați aici și mâncați de acolo, mai. Vreau sau te-ai decis, știi? Știi deja? Eu m-am decis, da. Salata. Eu vreau să gust salata. Eu am mâncat, dar vreau că ca... Știi cum? Când e însionat, mușără, așa, paparică, așa... Cochet. Aiute, băi. Ei, da. Nu, chiar aiute. Asta e tot despre usturoi. Când îți faci așa salată, puneți... Nu, eu vă voi spune altfel. Asta e totul este vorbit despre sud. Mersi. Apreciem. E gustos, dar e riscant. Da. Așa aș spune. Picant spre riscant. O emisiune despre usturoi. Nu, eu vreau să spun că gusturile discută. Da? Exact. Lui Anatoliu i-a plăcut vreo oară. Eu n-am văzut nimic ieșit din comun, nici la unul, nici la altul. Dar nici intrat în comun. Nici intrat, da, adică... Ați venit la emisiune, mulțumim. Vă invităm în față ca să vă primiți... Ce ați primit? Complimentele, criticile... Așa. Mi-am bărat sumă, tu-i taxe. Și cum? Hai, unde-i digaia, dați-mi digaia. Vreau să mă mai distruiesc. Băieți, stați-mi. Și-ați zis la mâncată. Sărmani, o oră jumătate o stați și nu am mâncat nimic. Dar la noi la emisiune nu se mănâncă, la noi la emisiune se gătește și doar pe final se mănâncă. Eu mă bucur că ați făcut o mâncare care se mănâncă. Nu-ți mai aproape că... Dar des mă pun la mijloc, de obicei eu așa mă pun la mijloc și... Când dau tigaie în stânga și mai în dreapta. Și când înșep am urcat tigaie în stânga și în dreapta, prindeți-mă. Băieți. Cu voi bine și interesant. Amândoi hazlii, amândoi veseli, amândoi artiști. În felul său. Mi-a plăcut cum ai răspuns la provocarea lui Anatol. Și cum ai erecționat, chiar mai rar așa și ei. Ai ținut-o tare ținut-o. Artist. Pe aceeași linie a mers. Artist, corect, pe o linie corectă, fără dezbateri, fără emoții de astea care și cum sunt și să fac. Adică... Dumitru, nu tem. Artistismul tău în bucătărie este binevenit. Eu chiar caut bucătare acum. Chiar te... Sătoși? Nu, eu dacă vreți la recepție și nu, serios, eu caut bucătari și cei care au idei noi tot timpul să bineveniți în familie, în familia Chicu.
Nu știu dacă ați fi gata, că dacă mai aveți voi afacerile voastre, mie eu nu vă trebuie să dăm. Nu știu. Cui hai, Petru, hai că eu sunt curioasă. Cine? Au nevoie de... Eu sunt muie și pe două trepte și nu știu pe care să calc mai mult. Pe stânga sau pe dreapta. Că și aici interesant a fost și aici interesant a fost. Că două tigări. S-o rupim în două, în imposibil. Eu îi spun așa, noi să dăm drum la o... la un sânge nou. Bravo, bravo. Într-adevăr, gustul gătitul a fost foarte bine echilibrat. Asta și este argumentul la decizia mea. Tu ai făcut un lucru frumos, interesant, dar pe gust nu se discută. Mai scurt. Uite, el o spun direct. Tu ai fost mai slab. Asta am înțeles. Mult mai slab. El, ăsta care prima dată a făcut asta, el te-a bătut, te-a distrus. Păi psihologa vieța mea e până am obiectul, Iulia. Din la mine scoală ședință. E mai are trei întrebări cu am n-am. Bun, dar pleacă toată lumea cu daruri. Stai, că nu-s gata, nu-s gata. Asta e premiul mare și acum vin cadourile din partea... Da. Așa. Din partea maestrului, da? Uite, maestru vine cu un cadou. Ia că așa arată gală. Așa și gaie și cu soția. Băieții. Scrieți un vin spumant. El așa se țin. Da. Așa poți să-ți vezi în reclamă. Să aici. Așa. Vă rog frumos, data viitoare, când veniți la emisiune, să fiți gata de întrebările Iuliei. Neapărat. Faceți cumva research în amintirile voastre și aduceți-vă aminte, poate ați fost încărlegat. Încărlegat? Cred că n-aș fi uitat așa ceva, de asta totuși n-am fost încărlegat. Trăiască calea feroviară. Drumurile Moldovei. Drumurile Moldovei. Alegeți trenul dacă vreți să vă simțiți libertini. O să terminăm cu o piesă din partea lui Dumitru. Drumurile noastre toate. Da. Drumurile noastre toate. Bun, noi vă mulțumim foarte mult, a fost foarte vese. Plăcerea acasă, îi salutăm cu drag. Rămâneți cu ochii pe gusturile. Bravo. Să discută sâmbăta viitoare la aceeași oră. Vă pup, dragii mei. Emisiunea Gusturile se discută vă este oferită de vinuri și spumante Maestro. Creator Mall, cel mai mare magazin de mobilă. Fruit to go, mai multă energie. Floris.